semnată la 14 decembrie 2019, subsemnatul primar Gheorghe Călin. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că aceasta este o diplomă de suflet și o diplomă de preț pe care o voi pune lângă toate celelalte diplome pe care, de-a lungul anilor, le-am dobândit. Dar, dincolo de toate, de gest și de ceea ce scrie pe diplomă, văd că pe fundal se vede Biserica Mare, locul în care eu am învățat să mă rog. Vă mulțumesc din suflet pentru acești 20 de ani, dumneavoastră, colegilor, membrilor ansamblului de dansă cu jurul de multe curaturi, dumneavoastră, tuturor curenilor, mulțumesc Consiliului Local Curaturii și mulțumesc unor oameni de suflet pe care eu vreau acum să-i invit în scenă, Silvia Mantria și Ionica Crăcea, doi oameni care fac lucruri atât de frumoase pentru comunitatea noastră. L-am aniversat pe Traian Stoiță pentru cei 20 de ani de activitate. Vrem și noi, domnule primar, să-ți mulțumim. Să-ți mulțumesc în numele comunității. Să-ți mulțumesc în numele celor 200 de copii și tineri care formează ansamblul cu Jorul de Munte din Gura Lui, pentru faptul că iubești cultura, iubești oamenii, iubești frumosul, pentru faptul că ești cel mai bun gospodar. Dar vreau să spun așa. Este un cadou de suflet din partea membrilor ansamblului Bujorul de Munte, o pielogravură realizată de Alexandru Urs pentru cel mai inimos primar din partea ansamblului Bujorul de Munte. Și vreau să-ți mai spunem așa. Ne ajutăm unii pe alții? Haideți mai aproape de mine. Frunză verde de pe lin, primare, noi te iubim! Frunză verde de acțar, ești cel mai tare primar! Frunză verde de mânar, cel mai tare gospodar! El ne ajută cu de toate, să te aduc sănătate! Cel mai tare dansator, din rândul primarilor! Deci, astăzi, din turnele pe săpim, coaie verde de Bujor, noi vrem să durăm un cor. Rău care vine, venim în Franța cu tine! Și acum, la final, noi vă spunem la mulți ani. Finalul care vine, de carne de oaie. Dar ca să joc mai ușurel, mai bună carnea de miel. Foaie verde de la ea, eu mi-am uitat prima mea. Și foaie verde de alun, acum în prag de Crăciun, să știi tot porcul meu. Mai bun. Om gospodar, ci pentru faptul că mai întâi de toate ai un suflet mare și iubești oamenii. Și pentru că este o seară plină de surprize, Asociația de Frumusețare a Comunei Curaiului ți-a mai pregătit o surpriză. Ne ajută dansatorii, vă rog. Și ai primit în anul omagial al statului românesc o diplomă de excelență care se acordă lui Gheorghe Călin, cu titlul de cel mai bun primar din mărginimea Sibiului. Atât de frumos! Reprezentanții asociației sunt în sală. Nu am interzis să urce pe scenă, dar cred că trebuie să le mulțumim. Și să-ți spunem că la anul care vine, te vrem primar tot pe tine. Ceea ce faci și pentru comunitate, mulțumim pentru dragostea cu care ne înconjori
pe noi, pe toți membrii ansamblului Bujorul de Munte. Nu-i așa, Traian? O seară frumoasă în care am reușit să-l surprindem în sfârșit și noi pe primarul nostru. Dar cred că cea mai frumoasă surpriză e dragostea noastră pentru tine, domnule primar. Aplauze pentru primarul nostru, vă rog să vă aplaudați la nivelul prietenii pe care o apostăm necondiționat cu lucrurile. Am rămas fără cuvinte. Cred că și roaiele de transpirație care încurc pe față spune totul. Nu sunt un om timid, dar în seara asta mi-am dat seama că dacă veneam zilele trecute la repetiții să vedem să începem această seară, se părea că deranjez, că trebuia să pregătiți unele urări pentru mine. Stăteai câteodată peste program și noi nu puteam să ne pregătim deloc, dar ne-am pregătit aseară. Vă apreciez pe fiecare parte, de la Silvia Mancrea, de la Ianica Crecea Traian, dansatorii ansamblului Bujorul de Munte, de la mic la mare, sunt sufletul meu, așa cum Juni Sibiului sunt sufletul Silviei Mancrea și nu puteam să nu văd tineri din localitatea noastră, atâția băieți și fete îmbrăcați în costumele pe care odinioară strămoșii noștri le portau. Dacă s-au pierdut cândva, am încercat să le reviu și iată că cu ajutorul lui Dumnezeu, aș spune în primul rând, și ajutorul dumneavoastră, al părinților, al bunicilor, cei care vă ocupați de copii și le-ați confecționat haine românești, am încercat și am reușit să dăm atâta culoare acestei scene. Revelitor, vă mulțumesc, copilaj dragi, și peste ani de zile o să vă vedeți voi în filmarea din seara asta, când veți fi adulți, veți avea voi copii, la rândul vostru o să vă amintiți de această seară minunată de la Gura Lunii. Nu am spus prea multe, nu am oferit ansamblului nimic în această seară, pentru că mai așteptăm un pic la anul ansamblul de Bujorul de Munte din Gura Lunii sărbătorește 10 ani de activitate și o să promit solemn în fața tuturor că o să mă ocup mai mult. Dacă m-am ocupat cât de cât, la anul să mă ocup mai mult. Iar referitor la turneul din Franța, în ultima vizită a unei delegații care am avut-o în Franța, cu care am participat, am avut onoarea să fiu și oamenii, gazdele noastre de acolo, frații noștri, s-au purtat cu noi într-un mod deosebit, peste toate așteptările. Am promis, adică ne-au propus și am promis că o să ducem acești tineri minunați într-un turneu în Franța, să joace pe scenele din Franța și nu numai. Și alături de Doru Brat, care este aici cu noi, el este translatorul nostru când mergem în Franța, o să, și alături de Silvia Macrea, o să reprezentăm Gura Lunii și România pe scenele din Franța. Mulțumesc tuturor, mulțumesc Silviei pentru cadouri, pentru această frumoasă gravură sau pirogravură și mulțumesc în mod deosebit Asociației de Frumusețe a Comunei Gura Lunii, cu care am avut ocazia să facem atâtea lucruri frumoase în comuna noastră, prin doamna președintă, reprezentantă Asociației, doamna președintă Mihaela Stoica și cu Adi Stoica, care este un om deosebit. Și să-mi dați voie că aceste diplome și aceste trofee să le dedic consătenilor mei din Gura Lunii, de care am avut parte să fie alături de mine, și la mine, și la greu. Și așa este o comunitate unită, să fii alături unul de celălalt, și la mine, și la greu. Vă mulțumesc tuturor și cu drag vi le dăruiesc dumneavoastră. O să le pun la loc pe cinste și să fie dăruit dumneavoastră tuturor.